Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit o etalare de tarot din 3 cărți pentru energia zilei de sâmbătă 28 noiembrie. Înainte să extragem cărțile de tarot, vreau să le urez la mulți ani tuturor celor născuți astăzi. Sper să aveți o zi de naștere minunată. Aceasta este o etalare generală, prin urmare este foarte important să iei din aceste mesaje doar ceea ce se aplică pentru tine. Dacă ceva nu se aplică pentru tine, ignoră-l, trece mai departe. Mesajul este probabil pentru altcineva. Hai să scoatem o carte pentru dragoste, una pentru sănătate și una pentru afaceri, bani, situație financiară. Wow, în dragoste avem o carte foarte interesantă care combină în ea simbolismul arcanei majore împărăteasa cu cel al arcanei minore, regina de cupe. O carte de fertilitate, dar și de responsabilitate față de mediul natural și față de ciclurile naturale. E o carte foarte bună pentru cei care vă doriți să aveți un copil. Ne arată că astăzi va fi o zi extrem de fertilă, da? Puteți să faceți pași în direcția aceasta, s-ar putea să aveți sorți mai mari de izbândă decât în altă zi. Dacă nu vă doriți în schimb să aveți un copil, asigurați-vă că luați toate măsurile de precauție necesare. Pentru cei care sunteți într-o relație serioasă, puteți astăzi să petreceți timp alături de partener sau partenera voastră în natură, făcând diverse activități în grădină sau pur și simplu plimbându-vă în mediul natural. De asemenea, o zi bună pentru voluntariat legat de mediul natural, fie că mergeți să plantați copaci sau să faceți curat în diverse zone din natură, da, să adunați gunoaiele din mediul natural, e o zi foarte bună pentru așa ceva. Pentru cei care sunteți singuri, e o zi în care puteți să întâlniți o persoană dintr-una din zodiile de apă, rac, scorpion sau pești. O persoană foarte matură emoțional, o persoană care s-ar putea să aibă interese în zona asta de conservare a mediului natural sau o persoană care lucrează într-un domeniu legat de natură, biolog, peisagist, în agricultură sau grădinărit. Pe sectorul de sănătate avem o carte care combină în ea energia cavalerului și a pajului de cupe, o zi în care vi se cere să faceți pauză, o zi bună pentru odihnă, pentru repaus, pentru a vă analiza gândurile și procesele mentale, pentru că anumite gânduri sau pattern-uri din subconștientul vostru poate să iasă la suprafață. Puteți să conștientizați anumite comportamente, gânduri sau pattern-uri care sunt toxice pentru voi, să le identificați și pe urmă să începeți să faceți pași în a elimina aceste lucruri care nu sunt pentru binele vostru. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să întâlniți un medic, un terapeut, un specialist tânăr care să vă ajute cu o problemă de sănătate pe care o aveți de mult timp, iar pentru alții este indicat să fiți foarte atenți la situația de sănătate a copiilor voștri, mai ales dacă aveți copii adolescenți, fiți foarte atenți la sănătatea lor mentală, la felul în care se relaționează cu lumea, cu societatea și la relația cu ei înșiși. În carieră, bani, situație financiară avem o carte care combină în ea energia arcanei majore diavolul cu arcana minoră 5 de bâte. O zi în care sunteți tentați să faceți anumite acțiuni, anumite activități care să vă dea mai mult control asupra unei companii sau asupra unui grup de persoane. Mare atenție aici să nu faceți alegeri ilegale sau la limita legalității. E posibil să intrați în conflict cu un capricorn sau cu o persoană din zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, cu o persoană care încearcă să manipuleze o situație în interesul personal. E foarte important astăzi să acționați din integritate, în spiritul justiției și adevărului, să faceți alegerile corecte pentru voi, pentru că dacă o să faceți niște alegeri la limita legalității, o să fiți taxați în timp. În aspectul ei cel mai pozitiv, această carte vă oferă foarte multe opțiuni și trebuie doar să aveți
intuiția și înțelepciunea să faceți alegerea cea mai bună pentru voi. În aspectul cel mai negativ, această carte o să vă tenteze către activități ilegale. Dar acum depinde pentru fiecare dintre voi cum o să se manifeste potențialul acestei cărți. Hai să scoatem și un card de înțelepciune, să finalizăm, să completăm mesajul acestei zile. Sunt dispus să mă schimb și să cresc. Când sunt gata să fac schimbări benefice în viața mea, atrag orice lucru de care am nevoie să mă ajute. Un mesaj foarte frumos pentru ziua de azi. Lăsați-mi în comentarii unde sunteți gata să faceți aceste schimbări benefice în viața voastră și cum se aplică această interpretare pentru voi. Vă doresc să aveți o zi minunată. Pa, pa!